Vă salut, oameni buni și răi! Bine ați venit la un nou clip! Dragilor, dacă vreți să susțineți canalul, dați click pe Alătură-te. Dacă vă place acest clip, dați click pe Mulțumire și lăsați și voi o felicitare acolo. În seara asta vom face paste cu scoici. Avem aici carne de scoică cu păr. Acum Roxana o să le epileze și o să le facem fără păr și o să facem niște paste extraordinare cu aceste minunate midi. Avem aici usturoi, pătrunjel. Acum punem apa la fiert pentru a decongela aceste midi, să le putem epila, să le scoatem părul. Avem aici spaghete de la Barilla, spaghete italienești foarte bune, numărul 5. Le punem aici, cred că va mai trebui un pachet. Da, mai avem încă un pachet aici de spaghete, tot Barilla. Ăsta e numărul 3. Avem numărul 3 și numărul 5. Așa. De aici. Și cam atât aici. Hai să... Unde e chestia aia? Aveam eu un suport de lumânări din ala de marmură. Unde l-ai pus? Hai să aprindem și o lumânărică. Să creăm... Vanilie, să facem atmosferă. Da, să creăm atmosferă la... La paste. La pastele ăștia cu midi. Uitați-vă ce suport de marmură am. Frumos, nu? Pentru lumânări, așa. Dragilor, ăștia care mai sunteți pe aici și comentați în contrasens, dacă nu sunteți cuminți, eu mai cumpăr unul din ăsta de marmură și vi le pun la cap, așa, când vă culcați și aprind lumânările, da? Și niște bani pe ochi. Așa că fiți cuminți și nu mai vorbiți în contrasens, că nu e frumos. Decât să vorbiți prostii, mai bine ați dat click acolo pe Mulțumire și ați trimite o felicitare. Și eu v-aș spune, Doamne ajută, cu multă sănătate. Ia uite ce frumos, facem atmosferă, da? Deci nu mai fiți, nu mai fiți afurisiți, că mai au unul din ăsta și vi le pun la cap, așa, unul într-o parte, unul într-o parte. Să vedeți ce bine vă merge după aia. Hai că îl punem aici, pe ăsta. Hai să revenim la oile noastre. Avem aici tigăița de teflon pentru sosul de paste. Și acum, hai să deschidem noi midiile ăștia. Cărnița asta de midi. Stai așa. Ia ține de ele. Lasă-le că le... Așa. Ia. Ia uitați, dragilor, molusca. Și pornăm apa în toate stele? Da, o să pun aici de mai mult, doar că nu am castron mare. Da, adică e din acela maro de sticlă, dar nu mi se pare suficient de... Pune-l aici. Rigid. Așa. Uitam așa, nu se spală. Avem roșii de cojite, cuburi. Amata, cucina italiana. Dați mai o să sără niște roșii tocate. Și o să punem și niște condimente. Date de un prietenar aduse din Bulgaria.
Și sunt mai multe marafeturi pe aici. Chicken, uite ăștia de sus. Ăștia sunt potato pentru cartofi și orez. Așa, royal mixed. După aia asta e pentru red, asta piper este roșu, boia dulce. Sau iute, nu știu. Avem aici pentru grill tradițional handmade spice, gulaș, uite, și pentru gulaș. Da, dragilor, sunt gulaș, aici e grill, aici. Da. Hai să ne gândim ce folosim. Păi, uite, pot să folosim pentru asta. Bun, din asta o să folosim. Sau ia asta e puțin, asta e coriandru. Sunt așa la pachete, știți? Uite, cum se ambalează făina când treci cu ea pe aeroport. Așa sunt ambalate și ăștia. La pachetele din ăștia așa. Asta e pentru salată. Sau folosim un royal mix din ăsta mai bine. Putem să folosim și unul din ăsta și unul din ăsta. Dar nu în totalitate. Păi nu în totalitate, normal că trebuie păstrate. Punem câte un pic din fiecare să-i simțim gustul și savoarea. Da, bă, dragilor, să vedeți voi ce pastă ne ies nouă. Ia uite. Câte sunt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 condimente din ăștia. Puteau să pună 7 în loc de 10, să fie precum continentele. Știi că era melodia aia, 7 continente, 7 condimente. Hai, să vedem dacă se... Nu e gata, las-o, domne. Durează puțin până când fierbe. Așa că, dragilor, nu mai răbdare că mi-e foame, că eu nu mâncai decât un pic din pastărele de ale voastre când veni. Miroase frumos asta. Da, și terminai supa aia de perișoare care mai era pe fundul gratisii. Că știi că sunt sanitarul familiei și tot ce nu se mănâncă îmi revine mie. Ai mâncat? Da. Ai mâncat mai mult decât am mâncat eu astăzi. Eu am mâncat două banane, niște ciocolată. Da, bă. Câteva măsline și câteva roșii. Uite, aici erau pastărelor ale fetelor. Ăștia au fost cu piept de pui și cu zucchini și cu sos alb. La scoicile ăștia cred că merge un pahar de vin. Ia. Avem un vin de la Cotnari. Să-mi dai, cum îi spune, scoate măslinele acelea verzi. Măslinele verzi, ca să le terminăm, să le punem în... să le punem la pastă. De cât pe ăștia le pui, da? Vrei să-ți pun și negre? Dacă n-au sâmburi. Au sâmburi, și acestea au sâmburi. Și ăștia au sâmburi. Da. Bă. Atunci stai până mănâncă, nicio problemă. Mănâncă-le tu atunci. Da, dragilor, la pastele ăștia de le facem acum pe bază de moluscă, pe bază de scoică. Da? Ia uitați scoicile aici. Ia uitați, dragilor, cum arată asta. Zici că e scoica de pe 14 februarie de ieri. Sunt două. Aha. Așa, noi vom servi la aceste scoici italienești, da, pe bază de midi, un vin Cotnari, un vin alb, românesc, preferatul meu, da? Datorită lui am câștigat excursii la Cotnari de vreo două ori, all inclusive. Luna trecută am luat 100 de euro la un concurs la ei. Mi-au trimis băieții în cont bancar. Sunt băieți de treabă ăștia de la Cotnari și eu cumpăr numai de la ei. Rare ori cumpăr alt produs. În general, Cotnari e vinul de aur. Ia uite-l. Așa. Să ne hidratăm un pic. Stai așa că uite. Vreau să vă arăt, dragilor. A pus deja apă peste ele. A pus apă clopotită să se... să iasă gheața din ele. Ca să pot să le...
curăț. Da, și acum amintirile noastre o să meargă la salon. La Roxy Salon. Pentru defrișare. Uite, asta are iarbă în ea. Aha. Vezi? Păr de mare. Vedeți, dragilor, asta este operațiunea. Ca să le mermeliți și să le faceți repede, doar le scoateți de la congelator, fierbeți apă, zvârl, puneți apă deasupra lor, le lăsați, ele se decongelează, le luați iarba aia de mare, părul ăla din ele și asta e tot. Să nu cumva să le mâncați cu păr, da? Că nu-s bune așa Goldies by Goldies. Miros bine, nu? Da, e miros de mare, dar stai puțin că trebuie să aștept un pic să se răcească, ard. Ok. A început ori operațiunea, dragilor, uitați-vă cum se... Ia uite. Câtă iarbă de mare, câte alge sunt pe aici. Nu, ce frumos miros. Vede așa, trebuie să le luați pe fiecare în parte. Ție, îți plac foarte mult. Și să scoateți iarba aia de pe zâmbocul ăla de acolo. Da? Ați văzut, da? Scoică cu scoică. Voi credeți că la restaurant, când mergem noi să le mâncăm, aia stau să fac așa la toți clienții? Vă înșelați amarnic. Și de-aia, nu sunt mai bune decât cele de acasă, pastele cu fructe. De-aia e bine când... Dacă aveți ocazia, faceți-vă, fraților, acasă. Chestii de genul ăsta, da? Că, bine, sunt restaurante unde sunt foarte bune. Sunt, da. Crede-mă că... Eu nu cred că există vreunul care să ia bucătarul scoică sau ajutorul de bucătar. Scoică cu scoică cu scoică și să-ți ia ție tot... toată iarba asta de mare din ele. Am mâncat anul trecut. Crede-mă. Și nu au fost fantastice. Da, și de obicei... De mare. Adică sunt mai bune ale mele, mă așteptam dacă mi-am luat paste cu fructe. Păi normal, nu spune la cantitatea asta. De obicei spune acolo două brațe de spaghete și 4-5 din ăștia și 2-3 calamari și 2-3 creveți și de gata, bine, hai, dă-i-le la fraier. Restaurant, că atunci când mâncăm la Pescara nu se compară, sunt cele mai bune. Da, bine. Dar vorbim de alt restaurant. Crede-mă că la niciun restaurant, absolut la niciun, nu spune cantitatea asta, că nu ți-o pune. Pastele, da? Cu creveți de acolo sunt cele mai bune. Bă, voi ascultați-mă pe mine. Cel mai bine faceți-vi le voi acasă. Știți cum vă ies? Niciodată nu o să fac paste cu creveți cum fac cei de la Escalade. Deci, acelea sunt cele mai bune. Topul de top, a? Da. Și Anastasia și-a luat și eu plăcut. Ia, hai să vedem ce e în ele. Asta e curată, de exemplu. Da, nu. Vedeți cât muncește Roxy pentru pastele mele? Fiecare scoichiță din asta o ia și o bărbierește de părul ăla. Hai, hai să ne ocupăm aici de vinișor. Nu voi fi pe patul de moarte ca orice care de te-aș avea în preajmă duhovnice, codnari, acele clipe grele mi s-ar părea ușoare. Poezia pentru domnul vinișor de poamă rară. Hai să le... să punem asta frumos aici, așa. Și să desfacem.
Îți spun și ție, da? Da, vreau să pui și-o puțin. Se găsești tot așa un pahar de cotinar și pentru... Bineînțeles. Ia uitați, dragilor, ce păhărele avem aici. Ha? Păi dacă e cotnari, atunci să fie și paharele de cotnari. De cotnari, nu? Ia uite. Mie îmi pui foarte puțin, că nu pot să dau. Dar vreau să-l pus. Atât. Poftiți. Mulțumesc. Hai să vedem. Hai să-i simțim savoarea. Hai noroc. Stai un pic, că să-mi aștept. Noroc, dragul meu, sos, moț. Bun. E genial. E genial. Noroc, dragilor. Multă sănătate vă doresc. Pentru prietenii mei de pe YouTube. Ia, mai avem? Mai avem ceva. Mai avem. Dragilor, acum Roxy termină ăștia. Eu îmi beau vinișorul. Și urmează imediat partea când ne apucăm de sos, când frigem midile și când intrăm în acțiune în adevăratul sens al cuvântului. Gata, dragilor! Midile noastre sunt epilate, aranjate, dichisite, mermelite. Oh, ce frumos miroasă! Și acum o să le prăjim. Punem ulei, da? Nu mult. Ia vezi, e suficient sau mai trebuie? Dacă o facea mai scurgem din el. E bine. Zic eu. Mai punem un picuț. Dar nu mult. Gata. Bun. Dăm drumul la foc. Am dat. Ai dat? Ok. Nu uitați, dragilor. Ce frumoase sunt. Bun. Acolo de ce se pune sare? Așa pui în apa pentru paste. Bun. Când dă crocot, punem pastele. De mai. Nu trebuie să încingă. Când am văzut că am luat randahir și i-am dat ei pe toți. Ia. O să-i spăl grăunții. Păi, parcă i-ai spălat și ei. Nu, nu, nu. I-am spălat pe ea pe care am folosit la... Asta mai trebuie să stea așa. Pastele fetelor. Deci știu eu am tăiat și nu e ca să stoarcem peste... Dragilor, abonați-vă și la canal, dacă n-ați făcut-o până acum, să fiți la curent cu toate nebuniile de le facem noi pe aici, da? Abonați-vă la canal, dați alătură de la acest canal dacă vreți să susțineți canalul, dați click pe mulțumire acolo și vedeți ce opțiuni vă apar, dacă vă place vreunul din clipuri, știți voi ce aveți de făcut. Eu vă mai aduc aminte așa, dacă să nu cumva să uitați, dacă vreți. Câți căței punem? Hai. Bun.
Bă, eu cred că ăștia să... E gata. Cred că e gata și acum... Dă-mi... Nu, ce sară ăștia, frățică... Unde este capacul? Aici ăștia fierb, trebuie să punem și pastele. Lasă, mai lasă un pic, nu e nicio. Ia. Ia uitați-vă, dragi, la ce. Ce frumoasă. Ce frumoasă sunt, ce bine să fac. Hai, cum e capacul? Ce-mi face cu miros? Miros sau? Amare. Amare, exact. Care. Mi-aduce aminte de Riviera lui Rodos, așa cum le miros pe ăștia. Mirosurile de mâncare seara. Uh-huh. Și când aveam noi paste pe la restaurant, am pastele acelea negre cu ternale de sepia, sau cu ce le făceau, și cu fructe de mare, da. Am avut toată cu somon și cu... Au fost cu bucăți de somon și mai erau ceva cu calamari sau probabil. Cu ceva de genul. Să da. Vedem vara asta, dragilor, pe unde ne poartă picioarele și pe unde ajungem. Da, pentru asta trebuie să vă abonați la canal, să rămâneți alături de noi, să vedeți filmările de pe unde am ajuns, da, la vară. Da, calamari erau rundele de calamari. Sigur ajungem noi în vreun loc din ăsta meseriaș. Bă, hai să punem ăștia. Stai un pic, nu le pui întregi, le rupi. Și mai ai și din pachetul ăla. Da, mai au câteva, dar nu multe. Hai, lasă-te pe ele. Hai mă, fată, mai cu forță. Stai, că nu vreau să-ți ale. Te căcași pe ele. Uite, vezi, de asta nu voiam să fac așa, pentru că sar peste tot și nu-mi place. Mamă, cât de bine miros. Dar deschide puțin așa de la balcon. Ia. Lasă-o așa. Mai dă-te un cățel așa, ia? Doi. Pune și din toate rocuri. Așteaptă pentru că sunt mai groase și pierd mai bem ca francezii, dragilor. Întâi vinul și după aia apa. Ia. Să facem și un short. Ia amestecă-mi el ăsta.
Stai un sec. Nu, acum le lăsăm să se facă și ne vedem la partea a treia, acum punem roșiile, usturoiul, condimentele și toate cele. Bă, dragilor, bă, trebuie să scurgem ulei din ăsta, hai să mai punem o țâră de... Aci, mă, nu-mi dă ăsta, nu-mi pahar, că ți se sparge nu paharul, băi. Nu se sparge paharul, atunci ia o parfumie, pune aici, acum îi spun eu. Ținte la ele. Ușurel. Vezi că... Acu cade. Ușurel. Ușurel să nu prăpădești bunătatea de... Așa. Ai pune niște lumină? Da. Arde? Nu. No. Vezi că am căzut în țâmbură de la măsline, de la lămâie, nu de la măsline. Să-și mai și din ăsta al doilea, din pachetul al doilea. Acum o să pun aia în care. Hai că fierbă ăștia de regăsesc vreo ceea ce e. Asta sunt pentru mine. Cum? Asta sunt pentru mine, că o lăsă la mine. Păi ce mănânci și tu? Eu vreau doar să gust niște scoici. Că ne-ai zis că ți-e rău, că-ți vine cu o jâc, că-ți faci frezoane, că... Da, dar vreau și eu să scoicile, bă, iau, trebuie ce puține rămas la voi. Adevărul că îți mai trei scoici și... Bă, bă, din dita mai... Caserola, iau, uite ce se strânsără, ca ochiul de mierlă să făcără. Bun, acum ce urmează? Ăștia roșiile, nu? Da. Păi, dragilor, să facem și roșiile. Gata, le pun? Da. Amestecă-le. Trebuie să închid dureitoarea aia. Așa. După care ce mai urmează? Hai, condimentele, bă, trebuie să... Nu acum, când încep să fiarbă roșiile, nu acum, Andrei. Hai și tu puțin la răbdare, știu că ți-e foame, dar totuși. Deci, folosim unul tradițional. Nu, ce frumos miroasă. Mie nu-mi place. Puțin... Hă, mă, lasă-mă, că ăștia sunt pentru mine. Ție nu-ți place niciun fel de condiment. Tu mănânci mâncare de spital. Dacă ai putea să... pui decât apă și... macaroane. Mănânc și eu cu condimente, dar nu din acestea. Eu pun oregano, alte tu pui chestii. Ceai de tei. Dar nu o să mănânci, Ana. Spun eu că Luana nu-i place. Nu-i place... O să-i zici, Anastasia, nu-i așa, tată, că nu vrei să mănânci cu condimente? Bă, dar nu-i place. Ba, da. A început Scoica. Să mănânce. Mersi întreabă dacă mănâncă pastă cu scoică.
Bine, mă, mănâncă. Nu are decât să mănânce, dar nu o să mănânce, că nu-i plac scoicile. Acum ce mai urmează? Le lasă fierbă. Pe, după aia ce mai urmează? O să pun usturoi. Mă lăsați cu și mici termaschine, n-ai dreptul? Nu. Gata, uite, fierb. O să pun puțin apă, ca să îmbunșesc totul. Nu, nu, nu mai îmi pui apă. Păi de ce pus să-și apă? Dragilor, sunt cam gata. Acolo o mizerie. Pastele. Ca pentru curățenia mea. Făcură mizerie. Ale voastre n-au făcut. Nu, n-au gărit așa și eu mi-am curățat. Ești de cură și pește atunci. O să vină și pisica la masă. Nu mai cuiera pe loc. Ce-i să mănâncă până la urmă? Da, da. Știam că nu-i plac. E, uite, crede-mă că de un an de zile mănâncă. Hai, nu faci de ce. Făcuși un an de zbire că nu făcuși că mănâncă de 13 ani. Trebuie să punem pe data, cica. Îi pun eu acum. Ați văzut, dragilor, am pus și verdeața, pătrunjelul și acum e gata. Nu trebuia să faci asta. Stingem aici și asta este tot. Gata, hai oprește ăla, dăm cu aceștia. Pe unde le pui? Aici? Nu, de ce? Pe acolo vreau să le pun. Dar nu așa. Dă-te că-mi pun eu. Stai să-ți spun aici ce ți-e silă de mâinile mele. Nu, nu cred așa. Nu silă de mâinile tale. De ce ai aruncat lingura acolo? Că nu pot să-ți pun sos. Și acum? Fie zântă. Nu așa, Andrei. Ba da, așa, ia uite. Hopa. Gata, atât. Gata. Vezi dacă tu mănânci, așa? Îți vine cu o jic după aia. Se face rău, nu? Aha. Ca să-ți rămână ție. Ia uite, bă. Ia uite ce avem aici. Cheamă copilul la masă, nu fii. Manu! Hai la masă! Ușor, cica, fără. Rupe în frigiderul, întorc. Barbarițele acestea nu sunt tocmai. Vezi că a zut duc. Vrei să-ți la noi? Nu, pune-l la sticlă aici. Lasă-o țără așa să iasă. Gata, dragilor, cam așa a ieșit treaba. Stați așa o țără să gustăm și să vedem cum e. Ai o ce bunătate. Singurul lucru pe care nu l-am este parmezan. Am uitat să cumpăr. Am uitat, efectiv. Hai, să vedem cum e. Geniale! Nota 10 cu felicitări. Vedeți? Ăștia-s paste. Ia uite aici. Calitate superioară. Gata, dragilor, până la următorul clip. Țineți aproape de canal, abonați-vă. Alăturați-vă canalului, dați acolo o mulțumire și noi să auzim numai de bine. Bye!